Și 10 minute, orice zi obișnuită de marți, continuă cu arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Vorbim astăzi împreună și publicul cu siguranță va vorbi și el, pentru că această situație despre care voi relata este una absolut impresionantă, despre felul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a răsplătit curajul unei femei de serviciu din România, agresată sexual de șeful ei, care și-a căutat dreptatea până la capăt. Și noi publicăm astăzi în Libertatea, inclusiv mesajul femeii pentru femeile din România, într-un dialog lung pe care colegele mele, Medea Stan și Diana Mezeșan, l-au purtat cu cea agresată. Nu un dialog simplu, niciodată victimele nu pot vorbi simplu despre lucruri atât de complicate și delicate în același timp. Voi rezuma cazul pe scurt, pentru ca ascultătorii Europa FM să-l poată cuprinde. O femeie de serviciu dintr-o gară din Timișoara s-a plâns în 2017 la poliție, la parchet și apoi a ajuns în fața instanței când parchetul a clasat cazul. De ce s-a plâns ea? Pentru că vreme de 3 ani, din 2014 până în 2017, șeful de gară, care se exprima cu vorbele tu ești o femeie de serviciu, eu sunt un șef de gară, cine te va crede pe tine dacă spui cuiva, am încheiat citatul, a hărțit-o sexual. A avut inclusiv acte sexuale cu ea, sub presiunea funcției și sub presiunea forței fizice, pentru că, povestește femeia acum pentru publicul Libertatea, citez, mă lua să mă dezbrace, îmi sucea mâna la spate, să stau cu minte. Eu îi spuneam că totuși are familie, el îmi reproșa că de ce mă amestec, de ce amestec lucrurile și că dacă nu mă supun, îmi va da un șut în fund. Am încheiat citatul femei. Ce s-a întâmplat în România? Ea a reclamat, inclusiv la CFR, începând cu CFR-ul, da? Care a clasat plângerea, a spus că nu se confirmă nimic și femeia s-a dus la poliție. Când s-a dus la poliție și cazul a ajuns pe masa procurorilor, ei au expediat cercetarea, pur și simplu, făcând-o în câteva zile. Revoltată, femeia a continuat să creadă în dreptatea ei, era și agresată în continuare și pur și simplu nu mai suporta, inclusiv înregistrase cu telefonul anumite momente ale acestei agresiuni, s-a dus către judecător, unde oricare dintre noi are dreptul să conteste, inclusiv ceea ce alți magistrați, și anume procurorii, au făcut, felul în care ei și-au făcut treaba. Judecătorii au spus că nu e nimic adevărat în ceea ce a spus femeia și că acțiunea de clasare este una justificată a procurorilor, spunând că ceea ce se înțelege din tot ce s-a întâmplat este un act consensual între doi adulți. Asta a fost declarația judecătorii. Bun, asta s-a petrecut în România. Femeia a spus trebuie să existe un loc în lumea asta unde eu să-mi caut dreptatea. Și a mers la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împreună cu un avocat și decizia care a venit în aceste zile este înregistrează înainte de orice o premieră. Este pentru prima oară în jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului, deci nu doar referitor la un caz românesc, pur și simplu pentru prima oară în tradiția acestei curți, când un caz de asemenea de agresiune sexuală și de asemenea amplitudine este considerat un caz de imixtiune în viața intimă, în viața privată a cuiva. Este o atingere la adresa vieții private a cuiva. Și ce a făcut Curtea Europeană? A obligat justiția din România, ea nu dă o decizie, evident, dar nu judecă pe fond, nu spune s-a întâmplat asta sau asta, asta este treaba justiției naționale să judece, dar a spus felul în care a fost tratată femeia de către autoritățile judiciare din România nu a fost corect. Ea nu a fost pusă pe picior de egalitate cu omul pe care l-a reclamat, procurorii și polițiștii nu și-au făcut treaba, instanța nu a judecat în mod corect ceea ce s-a întâmplat atunci, de aceea vă rugăm, de fapt vă somăm, vă obligăm, că ăsta este raportul, să rejudecați cazul femeii care s-a plâns în 2017 pentru că este agresată sexual. Mi se pare un caz foarte important cu care deschidem acest sezon din nou de dezvăluire, de informații pentru oameni, de dezbateri. Pentru că el vorbește nu doar despre felul în care cineva
crede că totuși se pot face lucruri și că nu suntem condamnați înainte de a ne epuiza toate căile de protest, de atac și de acțiune împotriva ceea ce considerăm a fi o nedreptate. Și de asta am vrut să vă aduc acest caz în fața voastră și, evident, în primul rând, în fața publicului Europa FM. Da, mulțumim foarte mult, Cătălin Tolontan, și bine revenit! Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.